Iubiți credincioși, în ultimul timp, o boală se manifestă cu tot mai mare frecvență și anume acea boală a uitării. Oamenii încep să uite. Sigur, nu vreau să vorbesc despre această boală, ci despre această boală care este și una sufletească, pentru că omul uită de binele pe care l-a făcut Dumnezeu. Prima lectură pe care am ascultat-o astăzi ne prezintă un îndemn pe care Domnul îl face poporului său. Să nu-l oropsești pe străin și să nu-l asuprești, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Adică omul nu trebuie să uită niciodată binele pe care Dumnezeu i-l a făcut. Și de multe ori binele se ascunde sub tot felul de legi, tot felul de prescripții, în așa fel încât el să nu mai fie primit așa cu libertate și cu inimă deschisă, ci să fie oarecum condiționat. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi ne prezintă una dintre disputele dintre Iisus și farizeii care se bucurau de cinste din partea poporului, pentru că ei cunoșteau aceste legi, câte legi erau, erau foarte multe, 631 de legi, erau 248 de legi pozitive, așa să faci, și 365 de legi negative, să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. Ei cunoșteau foarte bine aceste legi și ei se mândreau că le respectă până în cel mai mic detaliu. Și îl pun la încercare pe Iisus întrebându-l: Învățătorule, care este cea mai importantă lege? Sigur că această controversă are loc într-un context, după ce adversarii farizeilor, care erau saduceii, adică cei care nu credeau în înviere și care îl puseseră la încercare pe Iisus, citim asta în Evanghelie exact înainte de acest fragment pe care l-am ascultat astăzi, îl puseseră la încercare pe Iisus cu acea femeie care luase 7 frați la rând și Iisus a fost întrebat: la învierea cui va fi? Și a spus că nu va fi a niciunuia, că la înviere nu se vor mai căsători, nu se vor mai însura, vor fi ca îngerii lui Dumnezeu. Și în acest context, văzând farizeii, bucurându-se ce a spus, le-a făcut-o acestora, adică i-a redus la tăcere bucuria lor, ce a spus: hai să-L reducem și noi pe Mântuitorul la tăcere, pentru ca noi apoi să rămânem în picioare și să ne bucurăm de stimă din partea poporului. Acesta este contextul. Văzând farizeii că Iisus le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la oaltă și unul dintre ei, care era mare cunoscător al Sfintei Scripturi, a vrut să-L pună la încercare pe Iisus cu această întrebare: care e cea mai importantă lege? Putem vedea în această întrebare, iubiți credincioși, o preocupare a acestora de a ști pe ce să pună accentul mai mult. Sigur, poate să fie asta, dar poate să fie și mai mult încercarea pe care i-au adresat-o Mântuitorului, acea înscenare, nu, pe care au pus-o să vadă ce spune, ca apoi să-L acuze, că ai spus așa, dar legea spune și altfel, și să-L învârte așa cu legea, în așa fel încât să spună că L-au pierdut și pe El și rămân ei reprezentanții poporului ales. Și Iisus nu cade în capcana lor. Iisus nu le răspunde poate în modul în care ei s-ar fi așteptat, ci le spune că în primul rând lucrul cel mai important este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău și din toate puterile tale. Și nu rămâne aici, și spune și mai departe, mai este și încă una care se leagă de aceasta, iar pe aproapele tău să-L iubești ca pe tine însuți. Pentru că dacă tu îl iubești pe Dumnezeu mai presus de orice, în mod necesar, îl iubești și pe aproapele tău. Nu ai cum să uiți de binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu și să nu faci același bine și pentru fratele tău care se află în nevoie. De fapt, această
lege nouă a iubirii pe care ne-o prezintă Iisus, o putem vedea și pe tablele legii. Ne amintim că Moise, când a primit cele două table ale legii, pe o parte erau poruncile care privesc relația omului cu Dumnezeu și pe cealaltă tablă, pe cealaltă parte, erau poruncile care privesc relația omului cu aproapele său. Aceeași lege care poate fi văzută și dacă privim Sfânta Cruce. Pe de o parte, bârna care stă în pământ, pe de altă parte, cealaltă care este laterală, nu? Legătura omului cu Dumnezeu și legătura omului cu aproapele său. Legea iubirii pe care Iisus ne-a învățat să o prețuim și să o aplicăm cu prețul vieții sale. Noi cum aplicăm această lege în viața proprie? Că de multe ori spunem că îl iubim pe Dumnezeu, dar nu îl suportăm pe aproapele. Nu suportă părinții copiii și invers copiii părinții. Nu se suportă soț pe soție, soție pe soț. Nu se suportă vecinii, că mai au acolo 5 cm de pământ pe care trebuiau să-l împartă la țară, sau nu se suportă vecinii pentru că la ora 21 minut, din greșeală, a scăpat o farfurie și s-a auzit un zgomot în momentul în care trebuia să fie liniște în bloc. Iubiți credincioși, dacă ținem minte iubirea pe care Dumnezeu a avut-o pentru noi, nu avem cum să nu trăim aceeași iubire în relația noastră cu aproapele. Sigur că este mai ușor de spus, este mai greu de înfăptuit, dar nu este imposibil. Toate le putem face dacă privim spre cruce, dacă privim spre Mântuitorul care ne-a dat exemplu ca și noi să facem la fel. Și ar vrea să închei această predică cu un gând tot din prima lectură, pentru că asistăm în lumea în care trăim la acest fenomen al migrațiilor, adică ai noștri pleacă în alte țări, cei din alte țări vin la noi și se face acest pelerinaj așa pământesc. Cum îi vedem noi pe cei care sunt la oaltă cu noi și încearcă să trăiască în comunitatea noastră, poate în București, să spunem? Cum privim spre ei? Îi privim ca egali, adică oameni cu aceeași demnitate, cu aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu, sau îi privim altfel? Dacă îi privim altfel, să nu uităm, să nu avem Alzheimer sufletesc și să ne gândim că și frații noștri, surorile noastre, părinții, prietenii, au fost plecați și ei, unii dintre ei, în alte țări. Și ei poate s-au bucurat sau nu s-au bucurat de un tratament demn. Învățând din lucrurile acestea, putem și noi să avem o atitudine corectă față de ceilalți oameni. Așa cum le-a spus Dumnezeu celor din poporul ales, care mai întâi fusese sclavi în Egipt, și ne amintim câte au avut de suferit: voi să nu faceți așa. Amintiți-vă cât de greu v-a fost. Voi să nu faceți așa. Să nu oropsești nici o văduvă și nici un orfan. Dacă vei face lucrul acesta, ei vor striga spre mine și nu te voi asculta pe tine, ci pe ei îi voi asculta, pentru că ei se află în suferință. Sigur, și apoi merge mai departe cu camăta, cu atâtea lucruri pe care, nu, cu dobânda pe care unii o cer de la ceilalți și așa mai departe. Lucruri care nu trebuie să caracterizeze viața unui creștin bun. Dacă suntem creștini numai cu numele, putem să facem ce vrem. Dar dacă vrem să fim cu adevărat creștini și spunem că Dumnezeu este Tatăl nostru, să nu uităm că ceilalți sunt frați cu noi și trebuie să se bucure de ceea ce ne bucurăm și noi, de un acoperiș deasupra capului, de un confort material,
să se bucure de accesul la învățământ, să se bucure de tot ceea ce presupune o viață demnă. Ajută-ne, Doamne, să nu uităm, să învățăm din trecutul nostru. Și apoi, sigur, această Evanghelie poate fi aplicată și la viața personală, aceste lecturi, că de multe ori uităm că Dumnezeu ne-a iertat, dar noi nu iertăm pe ceilalți. Uităm că Dumnezeu ne-a ajutat, dar noi nu-i ajutăm pe ceilalți. Doamne, vindecă-ne! Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința noastră, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin.